așa. Bine, să vă spunem de ce l-am invitat pe Adi. Anul trecut, cam pe vremea asta, Adi lansa Solidar Social, nu? Da, pe 1 aprilie. Iată, o acțiune n-a fost umanitară păcăleală, care a fost inițiată de Asociația Adi Hădean, împreună la vremea respectivă cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Și atunci s-au alăturat acțiunii zeci de bucătari voluntari care, mă rog, făceau zilnic câte o masă caldă pentru medici și personalul medical din spitalele din București și pentru vârstnici care erau în izolare. Deci atunci era vorba de 17 pentru bucătari. Vârstnici, pentru copii, familii necăjite, da, care nu au cum să-și procure singure hrana. 100 de voluntari, 30 de șoferi sau chiar mai mult, și echipa aceasta gătea, ambala și livra atunci 1200 de porții de mâncare pe zi, singura masă caldă pentru cei mai mulți dintre beneficiari. A trecut un an și recent, mă rog, atunci a fost așa un entuziasm la începutul pandemiei de solidaritate, care din păcate s-a risipit pentru mulți dintre dintre noi, dintre locuitorii acestei țări, dar noi recent am aflat că Solidar Social nu numai că nu s-a oprit, ci s-a și extins. Și despre asta am vrut să aflăm mai multe. Creștem și ne înmulțim. Adică, așa, de la sectorul 6 București și, mă rog, spitalele pe care le-am deservit, și la unul dintre ele încă livrăm în continuare, la Matei Balș, am trecut la Petrila, unde la Petrila orașul. Da, Petrila chiar orașul. Unde colaborăm cu organizația Salvați Copiii. Ei au grijă acolo de niște copii pe extrem de amărâți și noi livrăm pentru ei mâncarea. Mă rog, ei și-o gătesc singuri. Noi ajutăm să procure ingredientele și din când în când trecem pe la ei și vedem cum se face mâncarea asta. Când spui ei, la cine te referi? Au acolo niște oameni care pot să facă mâncare pentru ei, pentru că au în centrul acela o mică bucătărioară și voi de la, noi ajutăm cu bucătăria asta. De la Solidar Social ce oferiți, ce anume, ingredientele? Noi le oferim ingredientele și le oferim, da, și rețetare și norme de lucru, chestiuni de felul ăsta, și le mai oferim pe câte unul dintre colegii noștri care ajunge acolo periodic și lucrează cu ei. Da, apropo de rețetar, e important de spus asta, pentru că fiind cumva aceste feluri de mâncare purtând semnătura ta, ele nu pot fi mâncare de cantină uzuală. Am un bun prieten... Nu, acum, stai un pic. Stai așa, să spun ce s-a întâmplat anul trecut. Deci, o bună prietenă de-a mea care lucrează la Colentina, un medic, a primit în perioada pandemiei, la început, primeau din partea Asociației Solidar Social, primeau feluri de mâncare gătite de echipa ta. Și era super încântată de ce lucruri primea de mâncare. Da, bine, acum noi încercăm să facem mâncare bună, știi, ori din ce o facem, și asta vreau să înțeleagă oamenii care ne ascultă, că noi încercăm să recuperăm din piață orice fel de mâncare care e în pericol, în primul rând în pericol de a fi aruncată, că se întâmplă. Lucrăm și cu Banca de Alimente București și reușesc să vireze spre noi cantități impresionante de mâncare. De asemenea, avem niște sponsori care ne ajută încă de la începutul acestei pandemii, ne-au dat peste 100 de tone de alimente, adică e ceva fenomenal. Cine acolo sunt acești sponsori? Zine câteva nume. Macromex, de exemplu, PepsiCo, astea sunt numele mai mari, Nordic Foods, ei contribuie cu foarte multe alimente la programul ăsta. Și pe lângă ei avem donatori privați, avem persoane care în fiecare lună ne donează 5 euro, 7 euro, 10 euro, 50 de euro, depinde cum poate fiecare, și evident, voluntarii. Și e nevoie de voluntari, pentru că pe lângă Petrila, noi mai avem un program în derulare la Ploiești, la Concordia, sunt partenerii noștri de acolo, care au un campus în care se ocupă de copii bătuți de soartă, copii pe care nu i-a vrut nimeni, copii abuzați în trecut și care acum își caută un rost în viață. Ei locuiesc în acel campus, învață și eu și o școală de meserie acolo, și partea asta de bucătărie sau legată de meseria de bucătar, am decis să ne implicăm noi mai mult acolo și avem programe cu ei, ne distrăm, învățăm împreună, facem mâncare și pentru alți copii din campus și așa mai departe. Câți oameni hrăniți, Adi? Te-ai gândit? Ne-am gândit, există și statistici. Acum noi avem așa overall aproximativ 2000 de beneficiari, dar unii nu sunt aceiași în fiecare zi, adică sunt unii care primesc în fiecare zi mâncare, sunt unii care primesc din când în când mâncare, astăzi nu primesc unii și primesc alții, pentru că na, capacitatea noastră logistică în primul rând e destul de limitată în momentul ăsta, și ca să înțelegi, în județul Constanța facem mâncare pentru două
sate și vin preoții de acolo și iau mâncarea și o duc și o distribuie din ușă în ușă. Din ușă în ușă e impropriu spus, pentru că nu este ușă la casă, știi? Nu este geam. Sunt niște oameni extrem de amărâți, oamenii ăștia, pentru care facem noi mâncare, cei mai mulți dintre ei. Și dacă, bun, câți oameni sunteți implicați în Solidar Social, în proiectul acesta? În primul rând este toată echipa mea, adică echipa mea și a soției mele, pentru că și colegele noastre de acolo, chiar dacă nu vin să facă mâncare, fac altceva, că se ocupă și de comunicare, de contract, de relație cu autoritățile, cu beneficiarii, nu știu, așa mai departe. Sunt băieții mei de la bucătărie care fac voluntariat rând pe rând. Ne avem un singur angajat în toată chestiunea asta. Deci asta vreau să... Este un proiect pro bono. Da. Adică nu e o chestie pe care voi faceți cumva profit sau ceva, e voluntariat. Da, e voluntariat. Mie mi-ar plăcea să avem mult mai mulți angajați, dar n-avem din ce. Îl avem doar pe Denis Jordan, care coordonează munca tuturor bucătarilor din acest proiect. El coordonează și comenzile și gestionează toată marfa asta și fuge de colo-colo unde e nevoie. Și în rest, fiecare dintre noi face voluntariat atât timp, când avem timp, când avem, pur și simplu, când putem să facem asta. Bun, ai spus că sunt companii mari care vă sponsorizează, vă ajută, dar că primiți și donații de la oameni obișnuiți, care nu au poate aceeași putere financiară, dar au suflet mare. Dacă vrea cineva să doneze, cum poate să doneze ceva? În primul rând, eu le-aș recomanda oamenilor să intre pe activsocial.ro, pentru activsocial.ro. Că ăsta este site-ul campaniei noastre, sau acțiunii noastre, că nu e chiar o campanie, și acolo sunt trecute mai multe metode prin care oamenii pot să ne ajute, de la cum pot să facă voluntariat până la cum pot să doneze bani prin PayPal, RoHelp și așa mai departe. Dar vestea cea mai faină este că de 2 săptămâni avem un număr scurt la care putem primi donații recurente, adică în fiecare lună 2 euro cu un mesaj la 8845. 8845 e numărul scurt prin care se pot dona câte 2 euro? 2 euro lunar. Mesajul pe care trebuie să-l trimite oamenii este solidar, cuvântul solidar, scris oricum cu litere mari, cu litere mici, cu... Bun, mai spune o dată numărul de telefon? 8845. Și mesajul? Solidar. Mulțumim foarte mult, Adi Hădean. Mulțumesc eu. Pomnii și sper să fie bine. I love the music. Love winning. Love the morning. Despre viață, în fiecare dimineață, cu Vlad, George și Luca, la Europa FM.